În compoziția multor produse există 7 ingrediente care distrug ficatul. Vreau să știți despre ele, deoarece mulți sunt expuși în mod regulat la acțiunea lor și nu știu despre asta. Corpul este în general sănătos, în măsura în care ficatul său este sănătos. Pielea reflectă starea ficatului. Dacă ficatul este într-o stare proastă, pielea arată rău. Ficatul este un organ uriaș, cu o greutate de aproximativ 1/50 din greutatea corpului. Ajută la digestie și coagularea sângelui, dar în principal ajută la eliminarea toxinelor din organism. Transformă substanțele toxice în substanțe inofensive. Așadar, pentru a afla despre cele 7 ingrediente, abonați-vă la canal și porniți clopotelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! Să trecem direct la lista cu numărul 1. Trebuie să evitați izolații proteice de soia. Acesta este un subiect important legat de izolatul proteic de soia. Știți cum se extrage această proteină din soia? Se face cu ajutorul substanțelor chimice și au un proces tehnologic profund. Trebuie să se efectueze o serie de transformări pentru a extrage această proteină concentrată și în acest scop se utilizează hexanol. Când vedeți shake-uri dietice, pulberi dietice, batoane proteice sau hamburgeri vegetariani, întotdeauna citiți eticheta. Nu recomand consumul de produse care conțin izolați proteici de soia. Iată cum am aflat despre izolații proteice de soia. Oamenii care urmau dieta perfectă, acest izolat era principalul ingredient în această așa numită dietă ketogenică sănătoasă. Această dietă a fost foarte săracă în carbohidrați și foarte, foarte săracă în grăsimi și ingredientele erau de foarte proastă calitate, cu multe izolații proteice de soia. Am observat că oamenii care slăbeau în cadrul acestui program aveau o stare neplăcută și mulți dintre ei aveau inflamație hepatică, enzime hepatice ridicate, multe probleme cu digestia și vezica biliară. Dar când opreau dieta, starea lor se îmbunătățea semnificativ. Numărul 2. Fructoza. Există sirop de porumb cu conținut ridicat de fructoză. Fructoza se găsește în fructe, există și așa numitul nectar de agave. Acesta este un îndulcitor care conține 70% din fructoză și chiar zahărul de masă este format din jumătate de fructoză și jumătate glucoză. Fructoza este un tip de zahăr foarte interesant. Nu toate celulele o metabolizează. O metabolizează doar ficatul. Atunci când consumați fructoză, ficatul este cel care trebuie să se ocupe de acest zahăr, să-l descompună și să-l metabolizeze. De aceea, pentru cei care consumă multă fructoză, ficatul devine mult mai gras decât dacă ar consuma doar glucoză. Oamenii cred că nectarul de agave este foarte sănătos, dar nu este așa, pentru că conține fructoză, ceea ce poate induce în eroare. Fructoza are un indice glicemic destul de scăzut, undeva în jur de 19, în timp ce indicele glicemic al glucozei este de 100. În cazul zahărului care conține cantități egale de glucoză și fructoză, acest indice se situează undeva la mijloc, în jur de 74-55. Dar ideea este că, dacă vă bazați doar pe indicele glicemic și funcționați pe principiul că acest produs are un indice glicemic scăzut și că îl puteți consuma, trebuie să înțelegeți că ficatul trebuie să metabolizeze acest zahăr specific, ceea ce creează indirect multe probleme, în special rezistența la insulină. Atunci veți ști că trebuie să evitați consumul unei cantități prea mari de fructoză. Problema constă în faptul că, chiar dacă fructoza are un indice glicemic scăzut, este un zahăr rău, mai ales pentru ficat. Mai ales dacă nu doriți să aveți un ficat gras. În plus, siropul de porumb cu conținut ridicat de fructoză, pe lângă asta se întâmplă că porumbul să fie modificat genetic și este chiar mai toxic, deoarece conține glifosat, care este un erbicid și este dăunător pentru ficat. Este mai bine să utilizați alcoolul de zahăr și îndulcitor precum xilitolul și stevia. Punctul 3 sunt grăsimile vegetale. Grăsimile vegetale sună ca ceva foarte sănătos și fiind grăsimi vegetale, în plante nu există atât de multe grăsimi. Dacă priviți la profilul nutrițional, veți vedea că plantele nu conțin atât de mult ulei și grăsimi, deși aceste uleiuri sunt numite vegetale. De fapt, acestea sunt uleiuri din semințe sau cereale, cum ar fi uleiul de fasole, uleiul de soia, uleiul de rapiță și uleiul de bumbac. Aceste uleiuri trec prin procese tehnologice profunde. Acestea
oxidizează puternic țesuturile noastre, adică provoacă inflamații puternice. Moleculele din aceste uleiuri sunt foarte fragile, este vorba de omega-6. Un om obișnuit din România consumă peste 30 de kilograme pe an de uleiuri vegetale. Oamenii s-au mutat pe aceste uleiuri cu 30 sau 40 de ani urmă, în loc de grăsimi saturate, din păcate. Prin urmare, membranele celulare ale corpului nostru sunt construite din grăsimi nesaturate, ceea ce creează multe probleme de inflamație, iar inflamația creează multe alte probleme, fără a menționa că toate aceste produse sunt modificate genetic, conținând mai multă substanță activă Roundup. Este necesar să consumăm mult mai mulți acizi grași omega-3, aceștia fiind prezenți în ulei de sardine, ulei de ficat de cod, somon și alte produse similare. Și doar pentru informații, a fost realizată o meta-analiză acoperind 72 de studii și a arătat că nu există nicio utilitate în trecerea de la grăsimile saturate la cele nesaturate. Zero beneficii. De fapt, această tranziție va aduce mult rău. Numărul 4. Proteina din zer în pulbere. Gândiți-vă ce este aceasta. Este proteina laptelui care a fost puternic concentrată astfel încât să conțină extrem de puține grăsimi sau deloc. Consumul unui complex creat de natură care a fost modificat nu trece fără urma, iar proteina din zer provoacă inflamații și este puțin toxică pentru ficat. Ea crește markerii de inflamație. Îmi amintesc cum de mult când nu știam nimic despre sănătate, am vrut să iau în greutate în timpul anilor de liceu. Ce am făcut? Am început să consum pudre proteice. Am început să le consum și am ajuns să mă îmbolnăvesc grav. Acolo nu era doar proteina din zer, ci și maltodextrina, care este următoarea pe listă. De aceea este necesar să consumați proteina împreună cu grăsimi cu care natura a furnizat-o. Maltodextrina este numărul 5 și se găsește în atât de multe produse, este groaznic. Ea se găsește în toate pulberele proteice, iar uneori este primul ingredient. Problema cu maltodextrina este că este un zahăr sintetic, adică artificial. Indicele său glicemic este mai mare decât cel al glucozei, fiind cuprins între 110 și 119, ceea ce este foarte ridicat. Deci consumați ceva mult mai rău decât ați crede. Este folosită ca umplutură, ca agent de uscare al uleiului și este ascunsă în multe produse denumite compatibile, despre care voi vorbi mult mai mult mai târziu. În esență, maltodextrina face ficatul să devină mai gras și până să uit, maltodextrina este obținută din porumb, grâu, orez, cartofi sau tapioca, așa că uneori este obținută din ingrediente de la domiciliu. Evitați-o, este adăugată chiar și în geleuri de după antrenament, îndulcitori de prăjituri, budini și batoane proteice. În general, se găsește aproape pe este tot. Aflatoxina este al 6-lea număr și trebuie să renunțați la ea. Ce este aflatoxina? Este o toxină produsă de anumite ciuperci care este un cancerigen pentru ficatul dumneavoastră. Ficatul vostru nu este mulțumit de asta, iar în general aflatoxina este întâlnită în arahide și porumb. Numărul 7. Glutamatul monosodic E621. Se găsește în multe alimente, inclusiv amidonul alimentar modificat. Este important să citiți lista de ingrediente deoarece acesta este adăugat în chiftele de porc și se găsește în multe alte produse, ca și intensificator de gust. Fast food-urile îl folosesc pentru a îmbunătăți gustul, deoarece fără acesta nu ați mânca totul. Glutamatul monosodic determină oamenii să mănânce mai mult, deoarece îmbunătățește gustul. Acesta este prezent și în bucătăria chinezească și are mult sodiu ascuns. Deși nu este sărat, glutamatul monosodic poate provoca reținerea apei în organism, ducând la probleme de sănătate. Problema majoră cu acesta constă în toxicitatea sa pentru ficat. Glutamatul monosodic este prezent chiar și în alimente precum brânza de vaci, achiziționată din magazin. În ceea ce privește carnea roșie, carne de vită hrănită cu iarbă nu este nocivă pentru ficat, cu excepția cazurilor în care aveți o problemă cu fierul. Problema constă în faptul că corpul nostru nu poate elimina ușor excesul de fier, iar acesta poate fi foarte toxic pentru ficat și poate provoca ciroză. Carnea roșie conține mult fier, astfel că dacă aveți un exces de fier, ar trebui să evitați carnea roșie. Dar majoritatea oamenilor nu au probleme cu fierul și carnea roșie de calitate nu va fi o problemă pentru ficatul vostru. Din toate alimentele care sunt bune pentru ficat, legumele crucifere sunt cele mai utile, cum ar fi varza de Bruxelles, broccoli și conopida. Asigurați-vă că le mâncați în mod regulat.
Hei, prieten, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod, atunci puneți un like și lăsați un comentariu. Cele mai bune vor apărea în episodul următor. Pe curând!